Iar tu te conectezi telepatic cu partea sublinială a Lilianei. 1, 2, 3. Da, văd, a venit. Da, este, avem acordul ei. Este fericită. Are o lumină foarte puternică, strălucitoare. Da. E calmă, spune, gestionezi totul mai bine. Lumina și unde? Să răspândesc. Ea luminează? Da. Deci încerc să răspândesc această calmitatea mea peste tot celorlalte persoane din jur. Da, ne uităm un pic okay. La sfera energetică, facem o verificare. Sunt ca niște cuțite care sau locuri de cuțite. Dar văd și două cuțite. Ca niște pumnale ce încercau să intre în câmpuri. Două cuțite de. Văd, da. Dar n-au reușit să spargă câmpurile. Ce reprezintă sau reprezentau aceste cuțite? Încercau entitățile soțului să intre în câmpurile ei, să-i preia. Deci erau ale unor entități? Da. Cuțitele astea? Da. Erau instrumente ale entităților? Da. Așa? Și de ce n-au reușit? Pentru că ea e calmă. Fericită? Da, și fericită. Vibrația ei este deasupra. Da, și reușește să stea departe de tot. Își menține vibrația foarte bine. Da, constant. Cât mai Adică înaltă, da, e foarte constantă. Și asta îi deranjează rău pe, da? pe acele entități, pentru că văd că este soțul începe să devină influența și cei din jur de vibrația ei constantă. Începe să fie mai calm și mai ei. Calm și el, da, și entităților lui nu-i plac acest lucru. Da, deci nu numai că ea, au pierdut-o pe ea, entitățile, dar acum pierd teren și cu celelalte suflete, da? Da. Familie. Da. Și ce fac entitățile astea? Păi încearcă Dacă să se fac enervează. acțiuni, încearcă să fac acțiuni, în primul rând să-l influențeze pe el și Da. asupra ei, ca să sperie, ca să îi provoace tot felul de situații în care ea să scadă vibrația, să nu mai stea constant la vibrații înalte. Ia să-i trimite o sferă informațională. La toți, la fete, pe fetele și soțul. Tot ceea ce, și punem și noi, tot ceea ce știm, ce cunoaștem. Da. Primesc? Da, toți. Toți primesc foarte ușor. Da. Și repede. Să ne uităm la situația care ne-a spus-o, Liliana, că troznesc mobilele de la ușile de la bucătărie, de la mobilă, și din camera ei, a soțului, a lor, a părinților. Și da, sunt entitățile care au portaluri deschise și da? care intră, ies și fac acțiuni ca să-i sperie, ca să, să se poată menține ei acolo, în atmosfera aia. Și atunci fac acțiuni ca să își păstreze teritoriul, să-și... Și vibrația. Da. Ambientului, exact. Da? Da. Și vibrația membrilor, sufletelor de aici. Tot ceea ce ar trebui să facă ea este să trimit, să îmbrace dulapurile, ușile, tot ceea ce ei pot afecta,
entitățile, ceea ce pot afecta ele, să le îmbrace în lumină și iubire pură de cea mai înaltă vibrație. Și atunci ele, entitățile, nu se mai pot apropia de uși, de geam, de dulapuri și așa mai departe și se închidă toate portalurile. De ce sunt se entitățile portalurile? Soțului. Sunt entitățile da, soțului. Ale soțului sunt? Da. Da. Și cum deschid portalul? Cine? De ce se deschid portalurile? Entitățile le deschid. Entitățile și le deschid? Le deschid pentru că el încă le alimentează și el are o vibrație oscilantă. Uh-huh. Atunci el le ajută. Le creează gândurile, le creează... Câte portaluri sunt ele? Eu două văd. Da. Unul în dormitor la ei, da? Și unul în... living, bucătărie. Uh-huh. Între. Da. Da. Ok. Ce trebuie să facă? Ce poate să facă, adică? Cu portalurile. Păi să le închid. Liliana. Să facă curățare în fiecare seară. Să îmbrace, cum am spus, toate ușile, dulapurile în sfere de vibrații înalte. Portalurile să le închide, să facă acea curățare de seară, să taie stringuri, legături, să dizolve holograme, tot. Da. Deci exact ce facem la finalul sesiunii, să facă da. Seara. Pe toată casa. Face, însă asta nu rămâne static ce ai făcut. Dacă el, soțul, continuu, până adoarme sau pe ce oscilează vibratoriu, vibrațional, atunci... Da, dar ia seara. Și degeaba le faci. Ia seara când face, poate să-și expandeze și câmpurile ei curate. Păi și totodată să dea cu lumină pură non-stop până când se reușește să mențină. Ea trebuie să mențină vibrația, da. În casa aia. Da. Da? Da. Și atunci să facă tot spațiul, să transforme tot spațiul casei într-un spațiu pe vibrație înaltă și da, trebuie să... Să-l dea cu bombe, să dea cu bombe, să curețe, cum am zis mai înainte, să-și curețe și câmpurile ei și pe ea și pe urmă să-și expandeze câmpurile peste toată casa. Mm. Și atunci ceea ce ea menține câmpurile ei, se menține anihilează pe toată casa. Ce, da. Ceea ce anihilează, ce alimentează el, ca vibrațional, da? Da. Hai să ne uităm la episodul care ne l-a zis Liliana, ca după aceea să ne ocupăm de fetiță. Chiar ne-a spus Liliana, că acum câteva zile, că i-a venit gândul, era în dormitor și i-a venit gândul că se ducă la bucătărie, că avea ceva de făcut. Și când s-a întors, ușa fiind deschisă, i-a trântit. A dormitor și când s-a întors că să plece, i-a venit ușa direct în față, fără să fie curent, fără nimic, de a făcut, i-a umflat fața, în ochi, frunte aici, arcada. Da. Deci ăștia erau atât de supărate. Da, și încearcă să o avertizeze. Și să răzbună, adică, da. Când acțiunile astea, da? Au lovit-o, da. Pur și simplu. Pentru că, efectiv, pe ea le este boală, greu. Cum se da, zice? Da, pentru că îi îndepărtează. Deci, soțul se pot începe... apropia de ea. Da, prin soț, clar. Dar făcând curățarea pe care am zis-o mai înainte și expandându-și câmpurile ei peste toată casa, deci toată casa devine ea, devine când va fi în câmpurile ei, ei nu vor mai putea să mai facă acțiuni, vor sta afară. Pentru că am văzut că asta, care fac e un alfa draco și un alfa draco și un draco reptilian, sunt doi. Mm-hmm. Și doi, adică un fel de ăla dragon și o reptilă, da? Alfa Draco. Deci e diferență dragon. Între Alfa Draco și dragon. Este, dar zic da. Ca dragonul asemănător ăla, de are și aripi un pic, da, niște aripi mici. Nu are aripi ăsta. Nu are? Nu. Și atunci? Alfa Draco este un hibrid draco reptilien și dragon. Păi da. Și de-aia se spune Alfa Draco, dar... Așa. Ce are de la dragon? Are capul, are parte din corp, din coadă,
Dar nu vă da reply. N-are aripi. Odată mi-ai Nu. zis de unul care are niște aripi mici. Sunt hibrid Diverse, și da? sunt Diverse feluri de multe feluri, fish. da. Da, eu am zis că am rămas așa, care are aripi mici. Bine, ăsta n-are. Deci ăștia doi sunt de la soț. Dar ăștia Da. doi sunt foarte violenți, foarte Da, pentru că nesupărați. pierd teren și sunt înfometați. Păi da, da. Așa, Numai... și-au permis să facă acțiuni fizic, până în fizic, da, asupra ei. Păi sunt și... foarte iritați de, de ea, da? Pentru că schimbă tot. Se schimbă vibrația în Da. casă, cu toții, da? Da. Și pentru asta, ce le-a dat dreptul să o atace? Cine le-a dat dreptul? Ei erau pe teritoriul lor, în cameră, unde au și portal, e împregnată cu Și ea energia era pe teritoriul soțului. ei. Dar ea nu avea câmpurile expandate și curățate și atunci a putut interveni. Da, am Deci înțeles. Fac Da. Acțiuni din exterior. Da, asta le zic. Pot. Deci ei pot să atace pe oricine vrea, ce nu le convine, da? Da, din exterior, da. Da. Ok. Hai să le pun o scrisoare de intenție. Nu le pasă de scrisoare, au rupt scrisoarea. Nu e serios? Da. Atunci ce vor să le facă? Vrea să le, dacă nu le pasă de scrisoare și nu respectă și n-au nicio... Sunt furioși, sunt foarte furioși. Da? Ia să îngheț. Ce trebuie să facă este să își expandeze acțiuni. Câmpurile ei și să le spună că în câmpurile ei nu le permite acțiuni și ea câmpurile ei să le expandeze peste toată casa. Da. Prin scrisoare să le spună. Da? De ce rup scrisoare? Asta vreau să le facem cunoscut. Lor și altora, dacă mai sunt. Ăștia doi îi văd aici, care sunt iritați, nervoși și extrem de furioși. Pentru că ei au făcut acțiuni și au permis o atace, atunci și ea poate să facă acțiuni. Spune că spună. N-au atacat-o, ei au închis ușa. Serios? E treaba ei că ea era lângă ușă. Da, n-au văzut că ea trecea pe acolo, da? De ce au închis ei ușa aia? Le era frig? Era curent? De ce au închis ușa? Ca să se facă simțiți și prezenți și ca să-i inducă frică. Exact. Ei. Bine, ia să vedem acum. Pentru că ea e conștientă de ei. Știe, ei știu că ea e conștientă de ei și că îi simte. Și îi arată ei puterea lor. Uh-huh. Acum o să le arate ea puterea ei, lor. Și o să le arate că îi îngheață și nu mai pot să facă nimica. Acum face asta. Ca ei să înțeleagă unde se află, da? Nu e vorba că aici ne arătăm mușchii. E vorba că ei trebuie să înțeleagă că este parte conștientă, parte subliminală conștientă și că poate să facă acțiuni. Dacă ei continuă așa. Nici de cum nu o sperie. Nu, ea deloc nu e speriată de păi ei. Păi nici de cum, așa să le spună. Ea... Nu e nevoie să mai facă tot felul. Le spune că poate să facă orice acțiune, că ei nu este frică și că ea știe ce pot să facă ei și de aceea nu este frică de ei, pentru că e conștientă că puterea ei este mult mai mare decât a lor și de aceea ei sunt nervoși și iritați că nu mai au control asupra ei și asupra soțului în totalitate, pentru că ea deja îl influențează și pe soț. Asta este. Asta este existența acum, da? Nimeni nu e vinovat că părțile subliminale se conștientizează, se trezesc, își cresc vibrațiile. Este un proces natural. Da. Să se întâmple așa, da? Ei trebuie să înțeleagă și știu lucrurile astea. Știu, dar ei luptă, ei fac orice pe mult. Da. Menținerea, pentru a menține întunericul, da? Și stările vibraționale joase. Bine. Acum să-i trimită pe portal și a închis portalul, da? Da. Bine. Mai avem ceva de lucrat la Liliana?
Nu. Hai să chemăm acum părțile subliminale ale fetelor. A Paulinei, fetița mai mică. Da. Bine. Identifici? Da, este ea. Și ne uităm și la Georgiana, fetița mai mare. Da, avem și ea. Da, este. Bine, le punem. Liliana rămâne într-un glob de lumină, de vibrație înaltă și asistă. Da. Mai departe. Punem și cu care vrei să începem din fetițe. Cea mare. Georgiana? Da. Bine. Atunci o punem în glopot sferă, ce vrei, luminoasă, și pe Paulina, cea mică. Da. Și lucrăm cu Georgiana. E ușor tristă. Da? Deci. Nu deci. Totul este așa cum ar trebui să fie, spune. Nu toate sufletele înțeleg cum să trăiască aici. Multe se lasă coordonate, multe se lasă prostite, spune, păcălite. Da. Când învață că fiecare suflet este la nivelul lui, un anumit nivel de conștientizare, da? Nu suntem toți la fel. Păi e timpul să învețe, spune. Nu, da? Nu mai au ce pierde timp. Da? Totul se schimbă prea repede. E momentul să învețe. Dacă nu, zice, ori vor pleca, ori vor rămâne blocate aici. Trebuie să înțeleagă cu toții acest lucru. Bine. Și să învețe. De ce nu le-a transmis informația asta la toate sufletele pe asta care face. Le întâlnește? Asta face deja de mult. Da? Și nu a obosit încă să o facă și o va face în continuare până atât cât este necesar. Da. Să învețe pe oameni cum să iubească. Ce grad de conștientizare are? 18. Da. Cum a ajuns la gradul ăsta de conștientizare? Sau? Când știi să iubești, da. Și când filtrezi prin filtrezi ce se întâmplă în jurul tău prin această vibrație a iubirii, nu ai cum să nu crești în conștientizare, spune. Pentru că iubirea te face să vezi lucruri, să înțelegi și te lasă să accesezi acea înțelegere profundă a lucrurilor, a acțiunilor sufletelor care sunt mai adormite și te face pe tine, te ajută pe tine să acționezi în consecință pe acea vibrație înaltă. Și astfel răspândești în jur o vibrație mai înaltă care poate să contamineze pozitiv pe toți cei din jur. Dar stând în vibrații înalte, automat informația, conștientizarea vine la tine. Fără să vrei, fără să depui vreun efort. Pe vibrația aceea, da. Sau tu poți să iei acele informații pe acea vibrație. Dacă ești mult mai jos, nu poți să accesezi ceva mai nici jos. Nu trebuie să iei nimic, spune, vine ea la tine. Vine ea, da, că ești acolo, da? În acel câmp, da, vibrațional, pe acea bandă de frecvență. Da. Așa. Și oamenii vor să manifeste în ură, în invidie, vor bogății, vor prosperitate, dar nu se uită la ei, ei doar cer. Ei nu se uită la ei, spune, ce fac ei pentru asta. Nu, ei doar așteaptă și așteaptă și așteaptă și doar speră. Și speră degeaba, dar nu fac nimic ca să poată să atragă acest lucru sau să lase acel lucru să vină la ei. Unii fac. Ei îl blochează, dar de oameni vorbește, da? Da, de oameni. Unii fac. Unii fac și acțiuni.
Da? Ca să prea puțini câștige, sunt. să aducă prosperitatea, muncesc, nu stau și așteaptă. Degeaba Și marea muncesc, majoritate nu stau și degeaba așteaptă. Fac dacă ei fac pe vibrații joase. Nu o să iasă niciodată din acea condiție în care se află. Nu va schimba niciodată nimic. Dacă nu schimbă și vibrația gândirii și a faptelor lor și felul în care, mama înțeles spune, felul în care privești oamenii din jur contează foarte mult. Mama va fi un aliat foarte bun al meu, spune. Și cu ea, zice, voi putea să facă multe schimbări în jurul nostru. Ok. Ea, cum a reușit? Sau de, că este un copil, da? Un copil de 6 ani. Cum a reușit ea să își păstreze acest nivel vibrațional și alți oameni nu reușesc, dacă vede o diferență? De ce alții nu reușesc? Pentru că se lasă ancorați în ură și invidie și în supărări tristeți. Spune că a început să își pună întrebări de ce oamenii acționează cum acționează. Care e motivul pentru care oamenii sunt devin furioși, nervoși, frustrați. Și, exact, frustrați și geloși, așa mai departe. Și și-a dat seama de scăderea de vibrație bruscă, și-a dat seama de acțiunile, faptele lor, vorbele, gesturile lor care sunt total diferite de ceea ce sunt ei în, în restul timpului, de obicei. Și ce sens are? În sensul că marea majoritate a timpului oamenii nu sunt așa furioși și nervoși și agitați, ci sunt... Au doar puseuri. Da. Și iar puseurile astea, de unde vin? Și-a dat seama că energie exterioare controlează mintea și corpurile. Da. De care oamenii nu sunt conștienți. Nu. Da? Înțeleg. Și-a început cum să... Dat seama? E un pentru copil. Pentru că nu în această viață și-a dat seama. Și-a dat seama în alte vieți. Ok. În ultimele 3 vieți și-a dat seama. Adică a învățat cum să nu mai... dea drumul să mai lase acele energie exterioare, să controleze mintea? Da, a învățat cum să stea calmă, spune la început. A învățat cum să nu se enerveze și orice se întâmplă în jurul ei, oricât de grav, oricât de traumatizat, ea să rămână calmă. Și în acel moment, orice se întâmplă în fața ta ca vibrații joase, de energie joase, nu intră în mintea ta, nu poți să intre în câmpurile tale energetice ca să te amprenteze și să te afecteze. Rămâi empatic, rămâi în compasiune, poți să ajuți, dar ești foarte stăpân pe tine, pe gesturi, nu te lași copleșit de emoții, astfel încât să nu te mai poți controla și să nu știi ce faci. Și cum faci? Pentru că în momentul în care emoțiile te copleșesc, începi să tremuri, începi să te panichezi, pentru că, de fapt, emoțiile care te copleșesc în acel moment te duc la atac de panică. Sunt mult prea multe energii, vibrații care vin spre tine deodată și tu nu poți să le gestionezi, să le faci față. Dar cum atunci învățând, le gestionezi, să le faci? Învățând să rămâi calm, învățat să rămână calm în orice situație. Da. Atunci, cum a învățat în viețile trecute? Cum atunci a putut să gestioneze pe rând vibrațiile care o conjurau. Dacă își dorea să le gestioneze, putea cum a învățat să plece. Ela? Spune că a trăit, a făcut, a văzut multe momente, a trecut prin multe situații tragice, traumatizante
Și la un moment dat spune că într-un atac de panică a ieșit din corp. Și în momentul în care a ieșit din corp, a văzut că nu mai simte, nu mai era acele gânduri, emoții, nu mai era acel atac de panică. Atacul de panică îl avea corpul fizic, mintea. Și atunci a dat seama că percepția e diferită. Mintea percepe, înțelege diferit. Și când a intrat înapoi în corp și și-a revenit, a început să rămână calmă, s-a calmat. Se raporteze la starea din afara corpului, da? Da. A început să aducă acea percepție când era în afara corpului. Detașare. Pentru că și-a dat seama că mintea pe care o are gândurile, de fapt gândurile i-au provocat acel atac de panică și în momentul a început să aranjeze gândurile, să le analizeze. Și spunea, ăsta nu mi-l doresc, ăsta îmi provoacă rău, nu mi-l doresc, îl respingea. Se scotea. Da. Se scotea, da. Și astfel i-a început să devină calmă și să rămână calmă în multe situații. Da. Și rămânând calmă, ne activând, ne acceptând vibrații joase din jur, ea mereu a stat în vibrație mai înaltă, nu s-a mai contaminat. Și astfel a venit spre ea multă informație, stând în vibrații mai înalte. Da. Și asta, în trei vieți, a practicat asta, a experimentat da. Aceste stări? Da. Și apoi a reușit, cum și-a amintit venind acum, în a patra viață, ca și o ajută, Gianina, cum a reușit să-și amintească? O ajută foarte mult energia Pământului în momentul ăsta. Vibrația, conștientizarea Spiritului Pământului este mult mai mare. Vibrația, energiile care ne înconjoară sunt mult mai înalte și poate să acceseze mult mai ușor orice fel de informație din trecut, orice suflet. Dar Pământul Doar cum să și-a își ridicat dorească și să vrea. vibrațiile astea mult Trecând mai prin, înalt, cum a ajuns? trecând Prin prin centura asta de centura de energie, de energie? foton. Da. Ok. Se și? află în momentul ăsta într-o zonă a galaxiei. Prielnic. Prielnică și foarte necesată. Așa. Și a reușit să-și mențină lucrurile, amintirile acestea, da? Da. Da, le-a accesat din nou. A, le-a accesat din nou, da. După ce a venit în corpul acesta. Bine. Da. Am văzut că are un defect, nu un defect, are ochelari. Nu vede bine cu ochii fizici. Este temporar, spun. Corpul fizic este din ce în ce mai deteriorat din cauza mediului toxic în care cresc corpurile acum, da. Care se află pe Pământ acum, un mediu toxic plin de chimicale, de otrăvuri. Iar acest lucru, spune, scade mult rezistența. Media de viață și imunitatea corpului. Da. Și apar tot felul de afecțiuni, de probleme, de dezechilibre în corpuri care înainte le aveau doar vârstnicii, acum apar la copii, pentru că se încearcă să se mențină totul în suferință, în boală și în vibrații joase, ca să poată să mai trăiască cât pot de mult ființele care încearcă să mențină controlul pe Pământ. Dar păi le este din ce în ce mai greu. Pentru păi da, că sufletele încep să înțeleagă că nu sunt corpul și nu le pasă atât de mult de corp decât de fapte și de ceea ce fac. La fel și mie spune, da, corpul e important să-mi duc viața aici, dar e mai important ca eu, ca suflet, să rămân în vibrații înalte prin care să ajut corpul
să se regenereze și să se vindece și să nu fie afectat de toxinele, chimicalele, otrăvurile lor. Păi bine, dar aici apare un antagonism. Deci entitățile au tot interesul să mențină cât mai mult aceste corpuri, da? În aceste noi condiții în care, să zicem, se află Pământul, că trece prin această zonă de galaxie unde, uite, și-a ridicat vibrația Pământul și sufletele își ridică că accesează informații pe vibrații mai înalte. Ele vor să mențină entitățile, să se mențină aici. Și atunci, de ce au otrăvit Pământul? De ce otrăvesc Pământul? De ce dau tehnologiile? De ce scot cu chimicale și cu toate lucrurile astea? De ce otrăvesc mâncarea, apa, aerul? Păi ca să mențină corpurile în vibrații joase și sufletele. Păi dar atunci le-ar și deteriora, le distrug. Și atunci nu le sufletele distrug, în nu ce o le să mai distrug. Vină să mai stea? Nu le distrug pentru că ei au tehnologia de modificare de ADN, ceea ce și fac. În timp ce au scăzut vibrația corpurilor prin Da. otrăvirea lui, în același timp ei au venit cu modificare de ADN prin A, ca care să prelungească apoi, să adapteze să la un nou adapteze, corp, da? Un nou, nu corp doar la să-l condițiile adapteze, noi. ci să-l controleze mai ușor ca înainte. Da, da. Astfel Ok, încât dar nu să-l... sufletele să nu mai poată să acceseze informațiile pe care le accesează acum și să nu mai poată fi eliberate și conștiente. Mult, Da. mult, mult, mult Dar mai corpurile controlate. Nu or să moară în toate de afecțiune în 5 ani, ci prin modificarea genetică au reușit și corpurile acestea să le adapteze, adică să le lungească de existența. Asta zic eu. La asta mă gândeam, de adaptat. Ei nu Rând. au otrăvit corpurile astfel încât să moară rapid, ci încât să le provoace dezechilibre. Da, dar oricum mor mai devreme decât Da, dar nu e o înainte. problemă. Nu, din contră, pe ei avantajează pentru că sufletul experimentează suferință, boală, frustrare Da, și moare mai repede, nu are timp să conștientizeze, să se trezească, deci lor le convine. Da, da, acum uite ce fac. Acum vorbesc că cu vaxul au urmărit și Modificarea sterilizarea genetică. populației. Sterilizarea populației. Dacă nu se mai poată acești oameni tineri, copii de acum și tineri și ce sunt, să mai producă alte corpuri, na, ce o să fac? Deci, prin ceea ce au injectat, modifică ADN-ul. Unele corpuri care nu se pot adapta devin sterile, altele nu devin sterile, ci din contră vor da naștere unor copii cu ADN modificat. Ah, ok. Deci n-au urmărit sterilizarea, ci aici e vorba de cum se adaptează fiecare, Exact. da? Cele care nu se pot adapta mor sau Se pierd, că nu au devin urmași. sterile. Da, Da, devin nu au sterili, urmași și bărbați, femei. pierd Dar liniile acelea genetice. Cei Se pierd. care, ADN-ul care se poate modifica și marea majoritate se poate modifica, se modifică și dau naștere noi specii. Ok, bine. Deci, care până la urmă, hai să vedem, sunt entități, e în contract venită cu entități, e Georgiana? Care e contractul ei de încarnare? Are contract de încarnare, are și entități în contract, dar nu sunt în câmpurile ei. De ce? Nu pot să stea. Au fugit? Da, nu pot Nu, să nu stea. pot? Ok, da. Ce Așteaptă, entități? Fac acțiuni din exterior și așteaptă să poată să intre, așteaptă să poată să creeze situații, scenarii. Văd un draco, un reptilian și un lux. Doi, atât. N-a putut să vină fără entități? N-a avut conștientizarea necesară suficientă, să zicem, înainte să vină în experiența aceasta? Sau cum? Ar fi putut spune. Da. Dar exemplul este cea mai bună învățătură, cea mai bună lecție.
Adică ea vrea să dea exemplu de putere, de ceea ce poate să facă, da, sufletelor din jur și entităților. Așa. Pentru și cum că da? Ea astfel poate să arate că ea controlează entitățile în univers. Am înțeles. Ok. Bine. Totuși, ar putea să-i fie mai ușor să-și îndeplinească această misiune, să zicem, misiune, în ghilimele, cu care a venit, nu de a a-și da vrut sufletele. Nu a vrut la Consiliu să pară un suflet interesat de ceea ce ea este interesat, de Ah, fapt. ok, a vrut să mascheze. A făcut pe prostul, cum ar veni. Da, Da? cam așa, ca să Ca ea să fie nu-și dea lăsat în seama. pace, da, și ca să nu fie acaparat de atunci. Sau ca să nu fie supravegheat sau trimis în vieți speciale de a-l prinde, de Da, a-i da. scădea vibrația. Ah, bine. Acum, ideea este că deja se află aici, ăia oricum nu le e greu la ăștia cu care e în contract sau și alți supraveghetori să-și dea seama de fapt ea ce, care sunt intențiile ei. Și-au dat deja seama, venind aici în corpul acesta. Da, Eu, dar ea spune. deja a acceptat un contract, un scenariu. Dacă ei și-ar fi dat seama dinainte, n-ar fi intrat în acest contract, i-ar fi dat un Știu, dar eu ultimat. acum vroiam să spun că ăștia și-au dat seama, s-au prins. Acum ea poate să scape de ei, ca să poată să-i fie mai ușor. Deci poate să îi alunge, în sensul că să rupă contractele cu Pleacă ei. ei. Pleacă ei singur, spune. Da, de plecat au ieșit singur. De Deci au ieșit plecat au singur. ieșit, dar nu pleacă. Da, dar nu Da? pleacă, stă Înțelege că o aici și așteaptă la contractele încă cotitură. sunt. Da. Da? Și o așteaptă la cotitură, că au și spus că așteaptă să ocazii ca să creeze evenimente din exterior, astfel încât să-i scadă, să-și scadă vibrația și să intre în câmpuri. Deci nu e ok să stea cu ei în Da, spinare, am nu? înțeles. Da. Da. Mai bine, și pentru asta ia să vedem. Ela își amintește câte experiențe a avut pe pământ? Ca om? 832. Tot destule. Bine. Păi hai să, dacă vrea să scape de contracte, de entități și implanturi și ce mai sunt, să cheme toate contractele, tot Da. ce a semnat, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, acorduri, pe care le-a făcut cu orice ființă, cu plus sau minus, pe orice linie temporală, adevărată sau falsă, sau în afara timpului, în orice dimensiune. Le anulează, le disolvă. Le Toate. decrează. Da. Să facă, să deschidă portal cu sursa primordială a creației și să le trimită. Lumină pură, toate entități. Pe portal. Și pe astea două care erau, da? Le avea, Luxus și Draco Reptilian. Da. Și acum să cheme să-i vină și toate contractele, înțelegeri, promisiuni, permisiuni, acorduri, legăminte, jurăminte, care le-a făcut cu orice suflet, parte subliminală, cu care a co-creat, pe care a întâlnit-o, pe toată linia experiențială, pe orice linie temporală, adevărată sau falsă, în afara timpului, orice dimensiune. Toate aceste contracte să-i vină, să le ardă și să trimită sfere informaționale cu tot ceea ce știe, cunoaște, ce vrea să le spună și să le transmită sufletelor. Da. Să le spună că dizolvă orice karmă care le-a fost impuse și le-a fost servite să le trăiască, da? Prin experiență. Că nu recunoaște, pentru că a înțeles, ea știe partea subliminală, cine a creat acele, că tot ei le-au creat, acele acțiuni și karme. Și asta le arată și celorlalte suflete, să înțeleagă și ele. Și se le declare, se declară liberă să experimenteze, dizolvă toate aceste karme și declară libere toate celelalte suflete cu care a co-creat. Da. Pe toate le declară libere și ea se declară liberă. Da. Membrii familiei au primit da, informații? Toți. Implanturi are? Avea vreun implant pus ela? La ochi. Da. Și la gât. Tot.
Da? La ochi de ce ai puseser? Încercau să distorsioneze realitatea. Să nu o vadă atât de bine, să nu înțeleagă. Și la gât? Să nu poată exprima mereu ceea ce simte. Să nu exprime atâta iubire. Prea ușor. Da. Foarte bine. Să scoată și implanturile acestea. Da, le scoate, le... Cred că multe arde. Nu prea puteau să-i pună pe vibrație ei. Da, exact. Prea multe nu stăteau. Da, da, le arde, le disolvă, le creează complet și peste tot își crește acea vibrație interioară sau face mai încolo curățarea. Da, facem că facem cu surioara. În primul rând, okay. Să vedem dacă a primit informațiile. Surioara a primit de aici, Paulina? Da, a primit. Da. Mama, celelalte surori, tata, toată lumea a primit. Da. Hai să vedem dacă am mai avut experiențe. Ne mai uităm și pe aia ne uităm la lucrăm cu Paulina. Cu cine? Cu mama. 14. Da. Cu surioara, Paulina. 29. Hai să vedem de ce Paulina nu vrea. Nu vrea în preajma ei pe Georgian. Nu iubește, adică nu pupă pe toată lumea, cea mică, adică Paulina. Pe Georgiana nu pupă, nu strânge în brațe. Și ea suferă, a suferit. Nu înțelege de ce, nu înțelegea de ce. A supărat-o odată cu ceva și de atunci a ținut-o minte. Da? Și ca un fel de răzbunare a ei. A Paulinei. Dar e coordonată de entități. Mm. Să facă aceste gesturi ca să-i scadă vibrația. Da. Georgiana. Bine, cu tata a mai avut experiențe? Georgiana. Da, 8. Cu celelalte surori? Da. Cea mare, 42. Cu cea mijlocie... 39. Și au fost multe experiențe acest grup de suflete, ele. Da. Da, au fost băgate în experiențe comune. Da, fiecare cu fiecare. Da. Bine. Hai să vedem acum, să o lăsăm deoparte, partea subliminală a Georgianei, să stea aici cu mami. Da. Și să ne ocupăm de Paulina, partea subliminală. Și hai să vedem Paulina. Cum se prezintă? Agitată. Da. Iritată. De ce? O supără. Câteodată. Are entități care văd că sunt agresive în campul ei cu ea. Da. Are un gri, are un gri. Văd și un lux. Un lux? Da. Ce fac? Ce fac greu și lux? O șicanează mereu. Da? Da. Ăștia se distrează și cu ea și îi fac tot felul de scenarii, tot felul de șicanări ca și între copii. Parcă sunt... Și ăștia sunt parcă niște copii greu și lux. Dar îi fac destule, pentru că, ia să vedem, la naștere tot ei au făcut? Au șicanat-o? Astfel încât da. Nu s-a putut... I-au spus că dacă nu mai intri în corp, ce-ar fi? Zice, rămâi da. Cu noi. Da. Bine, ea i-a văzut ca pe niște copii. Da. La naștere. Da. Și... Dar ce s-a întâmplat? Deci în momentul nașterii, când a durat... 24 de ore, când chiar a, cum să zic, ieșise capul și doctorița care trebuia să asiste a zis că revine într-o jumătate de minut și a revenit în 20 de minute pentru că era o altă urgență alături. Practic copilul, Paulina, i-a stat inima. Când a scos-o, a avut inima oprită.
Și atunci ai ieșit din corp, da? Atunci ai ieșit din corp. La asta se referă, la acest moment ăștia. Da. Din corpușorul ei. Da. Și aici au șicanat-o și i-au zis ce-ar fi dacă nu mai te duci în corp, da? Da. Și ea ce a spus? Că vrea să intre în corp. Că vroia? Da. Pentru că știa că are o înțelegere cu mama, cu celelalte suflete. Și că și-amintea de contractul de încarnare? Da, încă da. Mm. Și că trebuie să învețe lucruri în această viață. Cât de responsabile sunt sufletele, da? Da. Pe asta mizează ele entități. Cel mai mult. Da. Că un suflet nu abandonează. Nu și abandonează ceea ce și-a luat ca și contract, ca și, da? Da. Ok. Așa, apoi au resuscitat-o și a intrat în corp, da? Da. A rămas cu ăștia. Ăștia avea, atunci au venit când a ieșit din corp în situația aceasta critică? Au venit ăștia doi? Nu, îi avea. Îi avea deja. Deci de... venea cu ei, da? Multe vieți, da. Ăștia erau prietenii mai vechi. Bine. Da. Care au șicanat-o mai tot timpul, pentru că un an, primul an de viață a fost destul de greu, nu putea să respire, deci a avut momente de scădere de vibrație. Da. Ce i-au spus la contractul de încarnare el? I-au spus că va avea un moment critic? Dificultatea de a intra în corp, în experiență. Și a trebuit să facă față unor dezechilibri mai apoi, pe care va trebui să le înțeleagă. Da. Sunt niște pedepse din alte vieți, da, în care văd niște bebeluși în fața ei, trei, ea fiind femeie, cărora nu le-a dat mare atenție. Copiii ei erau? Nu. Nu. Nu erau ei. Da. Dar trebuia să-i îngrijească, trebuia să fie atentă la ei. Și nu le-a dat atenție, nu le-a oferit timp și îngrijire. A fost foarte neglijentă cu toți trei. Și este un fel de plată această naștere. Și la fel a fost și ea neglijată. Iar pe urma acei copii au avut unele dizabilități din cauza neîngrijirii adecvate a lor. De exemplu, unul dintre copii a dezvoltat la ceafă, la cap, a rămas cu capul plat. Da. I s-a malformat osul craniului. Da. Și astfel nu s-a mai putut dezvolta creierul într-un spațiu adecvat, armonios, și a avut probleme de viață. În viață, de memorie, de înțelegere, a afectat mulți centri. Da. Alt copil care a rămas cu probleme grave pe respirație și inimă, iar altul pe circulația sângelui. Deci a fost malnutrit, a fost nu îi ridica, nu îi lua în brațe, nu prea îi mișca din acel loc. Uh-huh. Și de aia ce pe ce rol era aici a juca? Adică era o bonă sau copiii erau unei familii sau cum? Aceștia erau copii orfani, din ceea ce văd, și ea îngrija mai mulți astfel de copii, un fel de centru. Da, un centru. Dar cred că aici, în centru, se întâmpla o lipsă de afecțiune generală, da, a persoanelor care îngrijeau, da, cum se întâmpla și se mai întâmplă încă în centrele noastre din România. Da? Și cum era la Revoluție, da? Un dezinteres total și, ba mai mult, mai și chinuiau copiii aceia. Deci era lipsă de conștientizare, da, a celor oameni, a culturii, a societății.
În ce an era asta el? Și unde? Asta era foarte veche experiență, în 671. Îți dai seama ce mai era atunci. E un fel de centru, un fel de casă, e nu știu, așa. Ce-o fi acolo, da. Așa? Dar, acum vreau ca sufletul să vadă, sufletul Paulinei, să vadă că în energetic, ea și cei care mai erau la centrul ăla și societatea și erau, nu erau singuri, ci erau populați de aceste entități. Care, acele entități le mențineau oamenii, nu aveau, nu dezvoltau o conștiință, o minte conștientă destul de bună și făceau ce doreau, maltratau și făceau treaba entitățile. Ea nu avea timp pentru toți. Da. Cei mici, fiind atât de mici, îi lăsa acolo pentru că știa că n-au nevoie de prea multă îngrijire, se ocupa de cei mai mari, cei care umblau, fugeau, și da, oricum, urlau, țipau. Nici o pregătire n-aveam fizic, dar vreau să vadă cine îi sugera, cine coordona acel proiect din energetic. Hai să o luăm altfel și pe ei toți angajați. Da, vede că sunt multe entități. Păi. Fiecare suflet avea unul, două entități. Și personalul? Făceau, personal era ea singură. Ea era singură. Și cine conducea această instituție? Dar nu era o instituție. Era? Ce era? A, era la ea acasă? Veneau oamenii și lăsau copii la ea acasă? Era un loc unde erau aduși cei care rămâneau orfani. Era ajutată de ceilalți oameni din sat, din din jurul ei, din comunitate, dar ea era cea care se ocupa de ei. Am înțeles. Efectiv. Deci, da. Deci era o acțiune obștească de a nu lăsa. Așa s-a organizat. De unde veneau atâția copii orfani? De unde veneau? Ei, nu erau foarte mulți, aici erau 3 mici și încă 4 mai mari cei, deci 7 în total. Bine. Eu aici vreau să fac sufletul să înțeleagă, Ela, că uitându-se în energetic, nu oamenii, mințile conștiente, nu ele, nu erau atât de conștiente încât mai târziu, acum înainte de a veni în această experiență, să îi se impute că n-a avut grijă de oamenii aia, numai ei, ci că au fost și influențe energetice ale unor astfel de entități care au creat această karmă și care a cui au servit-o. Asta vreau să vă arăt. Dacă e ceva de văzut, dacă nu este vede, de văzut, vede o acțiune care a fost făcută asupra minții ei, în care au trecut 2 zile în care pur și simplu a uitat de acei 3 bebeluși. A uitat că ei sunt acolo, a uitat că trebuie să-i schimbe, să-i spele, să le dea să mănânce. A uitat, pur și simplu, nu i-a auzit, deci nu i-a văzut. Și să, acum că vede, s-a preocupat de ceilalți. Ah, ok. Deci pe ăștia a uitat pur și simplu. Așa. Da, și a rămas șocată când la un moment dat a devenit conștientă că ei sunt acolo și și-a dat seama că ea de 2 zile nu le-a făcut nimic, nu s-a uitat la ei și a rămas șocată și a început să plângă că nu a înțeles ce s-a întâmplat cu ea, cu mintea ei, cum adică n-a fost atentă la ei, cum a putut să uite de ei, cum e, e hai să vedem munca ce ei. S-a întâmplat în energetic. Păi vede că în energetic entitățile și da. Ale ei și a copiilor respectivi da. Au creat un câmp ca un inel, dar lat așa, ca un cilindru în jurul capului ei. Da. Și astfel vedea distorsionat. Doar, da. Și astfel ea vedea și percepea doar ce vroiau ei ca ea să perceapă. Și atunci ei, entitățile, au vrut ca ea să uite de acești copii, da. Care apoi au dezvoltat diverse și probabil probleme. Nu ăsta e singurul moment, ci au mai fost momente de acest fel da. Create, da? Da. Ei, asta vreau să vadă, să înțeleagă sufletul, că ceea ce i-au imputat acum, că n-a avut grijă și că uite ce au pățit copiii și așa,
Acum, de fapt, observă că situația a stat puțin diversă. Da. Da? A fost influențată. Și vreau să vadă câte experiențe a avut. Și amintește ce grad de conștientizare are ea. 738. De vieți. Da? Da. Experiențe. Ce grad de conștientizare are? Suflet. 6. 5-6. Și asta acum, că am mai văzut și am mai înțeles niște lucruri. Da. Da? Ia să-i dăm noi o sferă informațională în care are tot ce știm noi ca și informație, cât și tot ce a experimentat ea ca și parte subliminală din conștiința ei. Da, primește. Primește și absorbe repede. Îi place informația obținută. Da. Se pare poarta de scăpare. Păi asta este de totdeauna. Tot. Informarea și înțelegerea înseamnă poarta de scăpare. De a experimenta liber, dacă mai dorește. Să observe și care era adevăratul motiv pentru care i se inducea, i se aducea aminte puntea cu acea viață în care o șicanase surioara Georgiana, pentru că ăștia doi și alții cu care mai fi în contract nu vroiau să aibă o legătură prea strânsă cu Georgiana, pentru că Georgiana avea o conștientizare mare și putea să o influențeze, tocmai da, ce nu vroiau aceste exact. Entități, da? Înțelege da. Și asta? Da, înțelege. Ei. Înțelege că poate fi o influență foarte benefică pentru ea, sora ei. Și mama. Vrea și... să scape de aceste entități. Ei. Atunci să cheme să-i vină toate. Întâi să taie toate legăturile, să scoată afară pe ăștia doi. Da, îi scoate. Luxuși. Așa, care se dădeau copii. Da, îi scoate în afară, taie cu ei toate stringurile. Observe că nu erau copii, ci erau niște entități. În gheață, da. 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 Și acum să ceară să-i vină toate, la fel cum a făcut și Georgiana, toate contractele pe care le-a semnat, acorduri tot, cu orice fel de entitate, orice linie temporală, adevărată sau falsă, în afara timpului și în orice dimensiune. Da. Bine. Art. Contractele. A dizolvat, a decreat complet tot. Da. Acum să facă și ea portalul cu sursa primordială a creației și să trimită toate entitățile pe portal. Da, deschide portalul și împinge pe toți pe portal. Să cheme și tot ce a semnat cu suflete pe toată linia experiențială. Da. Să le trimită arde toate înțelegerile, promisiuni, permisiuni, tot. Și face sferele acelea informaționale care le trimite la toate sufletele pe care le-a cunoscut și a co-creat. Dizolvă toate karmele care am văzut cum au fost și cum îi sunt servite și ei și la celelalte suflete. Le dă informațiile astea ca să înțeleagă și ele ce trebuie înțeles. Și se declară liberă să experimenteze și declară libere toate sufletele să experimenteze. Da. Da? Da. Foarte. Pe toate le-a declarat libere și pe ea. Contracte. Implantul ăla are ceva? Are la inimă, la gât. Da. Plămâni. Stomac. Și are la cap, frunte și în jurul capului. Destule. I-au pus deja. Și la picioare mai văd. Și la genunchi în jos. Da. La picioare ce vrea? De ce i-au pus? Ca niște cisme de metal blocate, blocaje, ca să blocaj energetic. Descarce? Da. Să nu-și descarce. Haide să facă. Se adună toată energia. Da. Da, acum
Ok, să facă fiecare, să facă toți acum. Expandarea cu lumină. Da. Ok. Fiecare își crește din piept lumina de cea mai înaltă vibrație, care curăță, purifică și o expandează în tot corpul, în fiecare celulă, organ, sistem, funcție și în toate câmpurile energetice, mental, emoțional și sexual. De peste tot se curăță, purifică toate amprentele energetice, energiile stagnante, blocate de peste tot, toate urmele rezidurilor, efectele lor și peste tot se pansează cu energie de cea mai înaltă vibrație care vindecă, regenerează, echilibrează și armonizează toate celulele, organele, sistemele și funcțiile lor. În corpurile energetice, mentale, emoțional și sexual sunt dizolvate toate programele, ideile, gândurile induse sau autoinduse, toate emoțiile, traumele, trăirile, sentimentele, amintirile, toate punțile cu orice fel de alte experiențe, vieți, amintiri, traume, toate sunt dizolvate, anulate, decreate. La fel și toate fricile, orice fel de frici, neputința, rușinea, vinovăția, judecăți, prejudecăți, toate sunt disolvate, decreate. Și peste tot fiecare pune în loc curaj, voință, determinare, încredere de sine, iubire de sine, claritate mentală, discernământ, memorie ușoară și memorizare rapidă, învățare ușoară și rapidă, aducere aminte a tuturor informațiilor foarte repede și foarte ușor, un filtru al iubirii prin care să se facă fiecare perfect înțelese, clar și concis tot ceea ce doresc să exprime, prin care să filtreze toate energiile și vibrațiile, informațiile care le înconjoară și care vin spre ele. Încredere de sine, iubire de sine, autosuficiență, conștientizare, înțelepciune, înțelegere, canalul abundenței, prosperității, sănătății, bucuriei, fiecare îl curăță, îl purifică, îl deblochează și lasă aceste energii să curgă peste ele, peste fiecare în parte și peste întreaga lor familie. Și acum echilibrează toate corpurile energetice, le armonizează prin lumină și bine. Ok. Acum, Ela, hai să ne mai uităm un pic pe întrebări. Deci, la Paulina, am văzut, deci astea erau problemele, că nu o suportă pe soră, problemele la naștere, asta ce ne-a scris mama, da? Da. Altfel, era, este o fetiță cu minte, drăgălașă, da? Nu se văd probleme deocamdată. Nu. Apoi ne uităm la Georgiana, ne zice așa, mama, este o fetiță foarte specială, suferă că cea mică o respinge și ne-am uitat și am văzut de ce, da? Este frică de orice, are frică de întuneric, să meargă la baie ziua sau seara, orice zgomot o deranjează, pune mânuțele la ureche să nu audă. De ce era Georgianei frică? Avea fricile astea. Întuneric de necunoscut, pentru că știe că întuneric se ascund multe energii, iar să nu audă pentru că multe vieți a experimentat traume de certuri, de călăgie, de scomote puternice, dar și de voci care încercau să o influențeze. Și atunci nu mai vrea să audă. Din experiențele trecute, toate acele influențe. Da, bine, dar și din mediu își pune mâinile la urechea. Da, pentru că face punte cu celelalte vieți, orice zgomot, gălăgie, nu mai suportă. Da, nu vrea să audă, da, orice zgomot. De câteva
Așa, frică de avion sau de abandon. Stă tot timpul, e frică să nu plece mama. Sau să nu, da? Abandon pentru că a fost abandonată mai multe vieți. Și a crescut singură. Da, de avion, de ce e frică? De avion nu văd niciun motiv. Nu e nicio legătură, da? Nu. Probabil că simte ea de siguranță sau creează ceva, niște programe. Ia să e o fire care îi place să împământeze, iar un lucru pe care văd că nu poate face în avion și nu-i place, nu se poate împământa. Se simte vulnerabilă. Da, pe asta ziceam și eu, da? Da. Ok. De multe ori, zice, de câteva ori seara îi curge sânge din nas, așa din senin. Ia să... Cui? Georgiana. O vedem, ia să vedem implanturi. Dacă a avut la nas. Nu. Dracu, tristă, Georgiana. Ochi, gât, implant. La nas, nu? Nu. La nas văd că ține de dorința ei de a face totul perfect pentru alții și de a-i te-și impune cumva, adică nu să-și impune, că nu o văd impunătoare, ci mai degrabă dezamăgită când nu reușește să să influențeze așa cum își dorește ea. Și aici văd că are legătură aceste emoții pentru că se auto-învinovățește pentru acest lucru. Ca și cum n-ar fi suficient de insistentă sau de bună sau undeva ceva nu face perfect. Așa. Asta în ce privește emoțiile și ce privește pe sora mai mică, Paulina, da, o respinge. Dar sângele de ce curge din nas? De ce are acest... O ține pe loc. E ca o stagnare, ca o pedeapsă. Totul se întâmplă la nivel mental, la nivel vizual, chakra 6 și chakra 5. Și cumva nu reușește să respire această situație, să accepte această situație și simte că trebuie să lupte mai mult. Și totul ține de a accepta situația din jur, de a sta în acea situație, de a respira acea energie. Și înțelege că trebuie să fac asta? Da, înțelege acum. Acum, da. Da. Bine. Cam astea au fost, Ela, punctele. Hai să vedem acum cum se simt toate părțile subliminale. Mama, foarte fericite, foarte fericite. Da? Fiecare sar la mamă în brațe și se lipesc de ea și se bucură că au aceste informații acum și această nouă conștientizare și energie. Și că totul simte că va fi mult mai ușor pentru ele acum. Fiecare în parte simte asta. Da. A trimis și Paulina sfere informaționale, am văzut. Le-au primit, da, tata, mama, surorile? Da, toți. Toți. Da? Da. Acum, Ela, dacă totul mi-ai pregătită și toate fetele sunt, toate părțile subliminale, curate. Da. Să sunt pregătite să meargă în sursa primordială, întâi în sinele lor, mai înalt, fiecare? Da. Hai să meargă, număr de la 1 la 3 și fiecare merge, 1, 2, 3. Și ne uităm la fete. Da. Georgiana are sine de 12.
Iar Paulina de 11. Da. Și fiecare trimite raza de lumină până corpul energetic și fizic și le echilibrează, le armonizează, le regenerează. Ok. Și acum mai număr încă o dată și mergem toată lumea în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Și aici își caută fiecare matricea originală cu care a fost creată ca și conștiință primă. O suprapune peste matricea cu care vine din experimentare și partea subliminală a Lilianei. La fel face cu partea de linie cea mai experimentat de la curățare până acum. Da. Și corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate, alterate. Da. De asemenea, fiecare își activează declarația de suveranitate, pe care o spune cu convingere și determinare, și fiecare dă comandă să iasă afară tot ADN-ul care i-a fost adăugat de către entități în procese de hibridare sau alte procese. Nebenefic, bineînțeles. Liliana a făcut, cred. Ne uităm la fel. Da. Georgiana. Fetele, cea mică are 4-5%, iar cea mai măricică 3%. Dizolvă, decrează fiecare și reconstruiește cu ajutorul matricei originale. Bine. Ne uităm, linia experiențială, ce fac cu ele, cu liniile fiecare? Le ard. Acum vreau să ne uităm la Georgiana, pe pământ. De unde a venit? De unde a ajuns pe pământ? În două cuvinte. În spațiu pământului. Dintr-o planetă de 4D, din constelația Taurului. Nu mi-apare un nume. Bine, nu-i nimica. Și Paulina? La fel. Aceeași planetă. Iau, sunt de pe aceeași planetă? Așa văd. Ok. Și aceeași specie au fost? Nu, specie diferite. Mm. Dar de acolo au venit pe pământ împreună. Bine. Acum, hai, fiecare să-și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic, să-și facă fiecare sfera de materializare aici în sursa primordială a creației. Și se uită și Liliana la sfera ei, ne uităm și noi la sferele noastre, le concentrăm cu lumina și iubirea sursei primordiale a creației. Aici aș trimite fiecare ideile, proiectele pe care le susțin mental, emoțional, energetic și cu acțiuni în fizic, până când le aduc în manifestare. Și acum e la număr de la 1 la 3 și venim aici acum, fiecare, prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curăță, purifică, lărgește. 1, 2, 3. Aici și acum tăiem orice legătură cu oricine și orice. Tot ce am auzit, ce am văzut și ce am investigat prin această sesiune, să și părțile subliminale anuleze, decreeze orice ritual care le-a fost făcut, la care a participat sau l-au făcut altora și da, să trimită sfere generaționale, fetele, că Liliana a trimis, pe arborele genealogic din această experiență, unul pe câte una pe partea mamei, alta pe partea tatălui și dizolvă orice program nebenefic care s-a transmis de la strămoși la ele. Și ne uităm la Georgiana. Pe partea mamei merge până la 4-a generație, pe partea tatălui până la a 9-a. Da, și ne uităm și la Paulina. La Paulina, pe partea mamei până la 11-a. Generația pe partea tatălui până la 8-a. Foarte bine. Și acum dăm cu bombe, cu lumină și iubire pură, da, în casele noastre, fetele la școală, la grădiniță, unde sunt, Liliana unde vrea să mai mașină, ce mai vrea să curețe, ce are de curățat. Ne uităm și noi, case, joburi, surse de venit, curți. Da, peste tot se umple cu lumină și iubire pură de cea mai înaltă vibrație care disolvă toți egregorii de gânduri, vorbe, fapte, acțiuni, holograme,
amprente energetice și energii stagnante blocate. Portalurile se închid, se sigilează cu lumină și iubirea pură, iar entitățile sunt absorbite pe portal de lumină pură direct în sursa primordială. Foarte bine, la? Vor să transmită ceva fetele, mamei, cuiva, părților fizice, cineva? Că le iubește, o iubește foarte mult. Da. Transmite iubire și celorlalte surori și tatălui lor și mulțumește că face parte din această familie minunată care le ajută să conștientizeze tot mai mult. Foarte bine. Mulțumim părților subliminale pentru această călătorie.